urmează veni pe canal. Astăzi facem revista presei cripto, să vedem care sunt cele mai importante știri din domeniu. Dacă vă plac acest tip de videouri și vreți să fiți tot timpul la curent, un like, un subscribe. O mega știre vine din partea celor de la Deloitte, una dintre cele mai mari firme de contabilitate din lume. Acestea o să integreze cu Polkadot, mai exact cu parachainul Kilt, și vor folosi serviciile lor pentru KYC și KYB, adică Know Your Customer și Know Your Business, toate aceste procese. Vă dați seama ce știre importantă pentru ecosistemul Polkadot. Asta trebuie să vedeți și de la alte proiecte, să vedeți instituții mari din Web2 Classic, care încep încet integrarea cu cripto. De asemenea, o știre foarte importantă din partea unui alt competitor, Avalanche. Acesta a semnat un parteneriat cu gigantul tehnologic Alibaba pe partea de cloud. Ei spun Cloudverse, este un fel de metaverse. Aici este un spațiu virtual, aici vedem în detalii pentru afaceri, pentru branduri. Super tare știrea, vă dați seama, până la urmă Alibaba este un gigant în retail, în tot ce înseamnă IT pe partea de Asia, de China. Faptul că au semnat cu Avalanche dă încă o notă de siguranță proiectului, mai ales că și cei de la Mastercard au semnat un parteneriat cu cei de la Avalanche, Solana, Polygon și Aptos. În caz că ați urmărit știrile ce le-am mai prezentat pe canal. Și evident, nu se lasă, toată lumea este pe Binance, toate tunurile sunt pe ei. Din nou, Departamentul de Justiție din America a venit încă o nouă știre, investighează Binance pentru legături cu Rusia și cu încălcarea sancțiunilor. Exact de aceea și în videoul meu despre unde să fie banii 90% din portofoliu, nu am ales Binance să fie în portofoliul meu personal și am dat, așa ca să zic, hint-uri și pentru voi, deoarece, după cum vedeți, America și foarte multe instituții au luat Binance la puricat, totul datorită reglementărilor care trebuie să vină în America, și am zis că eu nu vreau să-mi asum acest risc. Și încă o știre ca să vă dați seama cât de congestionate sunt Bitcoin și Ethereum acum. Doar pe Bitcoin sunt în prezent 400.000 de tranzacții care sunt în așteptare, și ca să vă dați seama cât de lent este Bitcoin, durează 16 ore doar ca să se ajungă la zi cu tranzacțiile, datorită nebuniei cu Ordinals, NFT-urile pe Bitcoin și tokenii care se tot lansează. La fel și Ethereum este foarte congestionat, sunt peste 200.000 de tranzacții care stau și așteaptă, și se estimează în jur de 4 ore că ar dura la nivelul lor de 15 TPS pe secundă. Totul are legătură, după cum v-ați dat seama și voi, toată nebunia aceasta cu meme coins, cu Pepe și alte monede care se tot lansează, și acestea pun cum ar veni bețe în roate userilor normali care vor efectiv doar să facă transferuri clasice, DeFi și așa mai departe, sunt nevoi să suporte acest timp foarte mari de procesare, dar și tranzacții foarte mari. Există spike-uri imense pe fiuri, atât pe Bitcoin cât și pe Ethereum în această perioadă. Dacă vă plac acest tip de video, cum am și la început, un like, un subscribe. Noi ne reauzim în următorul video.